Microbiștii giurgiuveni au rămas cu imaginea finalei Cupei României la fotbal, faza județeană, disputată pe stadionul din roata de jos, finală dintre Arsenal Malu și Unirea Izvoarele, soldată cu incidente mari, motiv pentru care conducerea Asociației Județene de Fotbal a fost întrebată în recenta conferință de presă despre așteptările cu privire la noul campionat, atât din punct de vedere competițional, dar și valoric și al fair play-ului. Toată lumea a rămas cu imaginea finalei Cupei României, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat și toată lumea regretă ce s-a întâmplat. Anul acesta, față de anul trecut, campionatul pare un pic mai disputat, mai ales pe seria de sud. Sunt câteva echipe care s-au întărit foarte mult, au adus jucători de calitate, mulți dintre ei care au evoluat la Liga 3. În seria de nord se preconizează că probabil 3 sau 4 echipe au șanse mai mari pentru primele două locuri, în timp ce în seria de sud, care este mai echilibrată, se pot detașa 5-6 echipe. Dunărea s-a întărit, Malu s-a întărit, e și campion în titlu, Izvoare la fel au făcut transferuri. Vine din urmă tare Argeș și Hotarele, care anul trecut au terminat pe locul 4 la egalitate de puncte cu Dunărea, Giurgiu, Mihai Bravu, echipa nouă promovată, chiar au făcut transferuri de marcă, pot să spun așa, jucători care a evoluat Liga 3 și chiar Liga 2. Mai multe amănunte despre noutățile cu care vine campionatul ce va debuta sâmbătă puteți afla imediat după știri, în a doua parte a ediției speciale.